deci sunt urmitorul doi ani de afirmatare. Voi începe prin a ne susține în continuare criteriul propus de noi și anume reprezentativitatea tinerilor în rândul aleșilor care au decis pentru noi, deoarece considerăm că echipa negatoare nu a adus argumente clare în susținerea criteriilor, susținerea democrației. Mi s-a adus o modificare asupra termenului de justificat, care după echipa negatoare înseamnă un echilibru între avantaje și dezavantaje, iar noi susținem în continuare că justificat înseamnă legitim și îndreptățit. Apoi începe să spun că colega mea a omis minorul 2 de la condiția 2. Orice societate democratică pune pe primul plan asigurarea dreptului omului. Pentru aceasta, echipa negatoare a spus că acest argument nu este reprezentat ca atar. Noi aducem dovada că în țări precum Austria, Brazilia și Nicaragua, acest tinerii care au dreptul de a munci, de ce nu au dreptul și de a vota? Și ca dovadă aducem argumentul Constituției la baza fiecărui stat, stă Constituția care are ca principiu respectarea drepturilor omului. Ni s-a mai spus la contenția 1, minorul 2, noi am spus că tinerii sunt născuți într-o epocă a democrației, iar echipa negatoare a afirmat că în această perioadă se face influențarea pe baze imagine politice. Noi susținem în continuare că tinerii care s-au născut în epoca democrației sunt liberi și au o gândire liberă asupra problemelor societății. Ei nu au o experiență comunistă, ceea ce îi făceau poate să depindă de împrejurimi. Totodată, ni s-a spus că la condiția 1, că tehnologia aduce la manipulare. Noi nu suntem de acord și susținem că, după un studiu făcut de profesorul american și neurolog Ray Small la Unitatea UCLA din California, acesta afirmă că internetul nu schimbă doar modul de viață al oamenilor, ci alterează funcționarea creierului. Sunt făcute mai multe studii din care reiesc activitățile precum navigarea pe internet și transmiterea mesajului, scris se obișnuiesc creierul uman să filtreze informațiile foarte mult și să ia decizii rapide. Ceea ce înseamnă că internetul nu influențează în mod negativ luarea deciziilor. De asemenea, la Convenția numărul 2, drepturile sunt pe măsura responsabilităților. Considerăm în continuare că dacă un tine până de 16 ani poate munci, de ce nu poate și vota? Echipa negatoare a spus că este un semn al imaturității. Și noi considerăm în continuare că la 16 ani poți fi destul de matur să iei decizii. Deoarece legile învățământului prevăd obligatoriu 10 clase, după care tânărul are 16 ani, ceea ce înseamnă că el poate lua societatea un plin sau poate să-și continue studiile. Iar dacă alege ca să renunțe la studii, înseamnă că lui trebuie să-i se ofere un cadru favorabil. Și prin acestea, încheiem.